La revedere, Istanbul, și bun venit, Capadocia! Aici rămân drumul nostru către aeroport pentru a lua avionul către Capadocia. Se ajunge în Capadocia cu avionul. Noi am avut un zbor Turkish Airlines din Istanbul până în Capadocia. De fapt, Nevşehir se numește aeroportul pe care am aterizat noi, și de acolo Osman, cel la care ne-am și cazat, ne-a ajutat cu transferul de la aeroport la cazare. Și am ajuns undeva la 6 seara sau 7, dacă nu mă înșel, iar surpriza a fost pe măsură atunci când am văzut unde suntem cazați și cum arată totul. Era un hotel efectiv sculptat în piatră, iar camera a fost superbă, divină. O să aveți aici câteva imagini din cameră. Nici măcar nu am văzut în pozele de pe Booking camera asta, așa că am avut o super mega extra surpriză. Un dormitor mare, aranjat în stil tradițional, și o baie imensă, efectiv imensă. Hotelul are două etaje, la primul nivel sunt camere, iar la, de fapt, două etaje și o mansardă, cum ar veni. La etajul 2 este restaurantul, unde am și servit micul dejun, și avea o terasă superbă, cum puteți vedea și în imagine, cu un view superb. Aici puteai lua micul dejun. Osman a fost de fiecare dată super amabil și ne servea cu cafea, cu ceai. M-am îndrăgostit de Apple Tea, peste tot am băut Apple Tea. În dimineața zborului cu balonul am fost preluați de la cazare de către firma cu care am și zburat mai târziu. Am servit un mic dejun și apoi am mers către locul cu pricina. Mi-a plăcut foarte mult că am asistat la tot procesul de umflare și ridicare al balonului și am văzut cum se fac toate lucrurile cu ventilatoare, cu aer cald, de câtă lume este nevoie ca noi să avem un zbor minunat și o experiență frumoasă. Și iată-ne urcați în balon alături de capitanul nostru, care a fost foarte simpatic pe toată durata zborului. Ce trebuie să știți este că în balon zbori așa cum vrea vântul, nu există o direcție anume a zborului, capitanul doar poate modifica direcția, de fapt nu chiar direcția, ci poziția nacelei, să ne întoarcă pe noi spre răsărit sau pe cei care erau pe partea cealaltă a nacelei. Am fost cu încă 12 persoane în basket și a fost o experiență de vis. Puteai vedea la momentul respectiv în aer, cred că erau cel puțin 100 de baloane. Am aterizat și am plecat direct cu balonul în mașină. Smile! Hello! Și am mers cu balonul în aer și acum mergem cu balonul pe teren. A fost foarte drăguț și la final ne-au servit cu șampanie. Aici, aici. Și am primit și câte o diplomă de zbor. Thank you. Micul dejun a fost delicios. Aveai tot ce ți doreai, de la semințe, alune, migdale, tot.
Eu evident că iubesc fructele, pepene, struguri și aceștia sunt papucii mei roșii luați din Istanbul, din bazar. Ne-am hotărât ca în ziua respectivă să mergem să vizităm împrejurimile. Osman ne-a dat o hartă cu ceea ce putem vizita acolo, local. Erau trei tipuri, traseul roșu, traseul verde, traseul albastru. Noi pentru prima zi am ales un traseu mai îndepărtat, traseul verde, pardon, și am vizitat Ilhara Valley. Peste tot vedeai numai văi. Asta era forma de relief specifică zonei. Și asta era un mini canion, așa. Și l-am vizitat, am mers pe jos, foarte multe biserici înăuntru. Ne-am împrietenit cu niște oameni super faini din Brazilia. Și am petrecut cu ei și ziua mea, ziua de 28, dar și ziua următoare, unde am mai făcut o vizită ceva mai aproape cu tatăl lui Osman. Râului erau amenajate spații pentru luat masa sau servit un ceai, un suc, o apă, foarte frumoase aceste căsuțe și foarte liniștitoare treaba. Mi-a plăcut foarte mult. De la Ilhara Valley am plecat către un lac vulcanic, un loc foarte frumos, un loc liniștitor, era cel mai mare, este cel mai mare lac din zonă și apoi am mers la Underground City. Fiecare oraș de deasupra avea și un oraș subteran, am coborât aproximativ 4 nivele. Ce am văzut acolo a fost fantastic, cum oamenii pe vremea aia puteau să trăiască și să își sculpteze efectiv camerele. Era o grămadă de camere super alambicate, așa, și îți puteai da seama care erau camere pentru animale, care au fost camerele lor de dormit, unde au avut bucătărie. De exemplu, pentru că în camerele în care ei și-au gătit, pereții erau negri, probabil, de fapt nu probabil, cel mai sigur, de la fum și de la foc. Și era foarte bine jos pentru că era răcoare. Eram la aer condiționat.
După aceea am mers la Uchisar, dacă nu mă înșel, este un loc la fel de superb, cu un view extraordinar. Lângă, mi se pare că aveam Panji Valley, era Valea Porumbeilor. Am stat acolo, am băut un ceai și apoi ne-am retras către casă și am mers împreună cu noi, noștri prieteni, să luăm masa la un restaurant tot la fel cu o priveliște minunată. Era, cred că, cel mai înalt restaurant din Gioreme. Și iată-ne a doua zi, plecați tot la fel la drum. Cred că eram în drum spre Love Valley. Eram la Love Valley, pentru că aceste roci au o formă destul de interesantă. Și de asemenea am mai vizitat și un atelier sau o mini-fabrică locală unde se țeseau covoare. Doamnele țeseau covoare după un model, nu știu dacă ați văzut vreodată, ca cel de la Goblen. Eu am cusut când eram mică Goblen. Și acolo am aflat foarte multe detalii despre întregul proces de a obține mătase din viermii de mătase, pentru că multe covoare erau țesute cu acest fir de mătase. Am văzut covoare care au câștigat premiul Oscar. Și am vizitat de asemenea și o fabrică de ceramică. Ceramică tradițională. Este uimitor câte modele și cât de frumos pot să picteze oamenii ăștia. Am rămas plăcut surprinsă. Și am avut ocazia să fac și eu un vas de lut acolo. Este atelierul de prezentare și domnul ne-a arătat cum se lucrează un vas. La ei tradiția este ca bărbații să știe să facă un vas de lut, iar femeia să știe să țeasă un covor. Asta era un fel de test ca cei doi să se poată căsători. Dacă bărbatul era în stare să facă un vas de lut și femeia un covor, înseamnă că erau buni de căsătorit / măritat. Pentru vasele cele super, mega extra colorate și cu modele super interesante, se lucrau în 3 mâini, cum ar veni. Cineva punea modelul, domnul din imagine, apoi doamna punea culoarea, le colora și apoi cineva le punea glazura, ca ele să fie terminate. De aceea costau și foarte, foarte mult. Însă dacă erai un bun negociator, reușeai să le scoți la un preț bun, pentru că asta le plăcea foarte mult turcilor, să stea la negociat. Iar ultimul loc pe care l-am vizitat a fost Open Air Museum din Gioreme, unde de asemenea am văzut multe biserici sculptate. A fost este un muzeu în aer liber cu multe chilii, le-aș putea spune, de vizitat și de văzut, și fiecare cu povestea ei. Capadocia a fost o experiență minunată și o experiență frumoasă, mai ales cea cu balonul, și s-au întâmplat lucruri minunate pe care nu le voi uita
toată viața și vă sfătuiesc și pe voi să mergeți. Este un loc superb și sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Vă pup!